Analiștii politici spun că până acum am avut parte de o campanie electorală mai mult liniștită, fără foarte multe atacuri la contracandidați. Așa cum era de așteptat, sondajele de opinie arată ca sigură intrarea în turul 2 de scrutin a lui Victor Ponta și a candidatului Alianței Creștin Liberale, Claus Iohannis. A fost o campanie liniștită, cu multe atacuri personale, dar care s-au pierdut cumva în apatia generală aproape a publicului, cel puțin în mediul urban. A fost o campanie lipsită de substanță în care foarte greu s-a ajuns să se abordeze uh, teme care țin de mandatul prezidențial. A fost o campanie uh, fracționată și în sânul dreptei sau al opoziției, pentru că foarte mulți alegători nu s-au hotărât încă exact cum să, cum să ierarhizeze candidații non-PSD. Uh, în final a fost, cred, o campanie în care s-au detașat, confirma, scoruri confirmate de sondajele de opinie, doi candidați despre care toată lumea spune că vor disputa turul 2, Victor Ponta și Claus Iohannis. Surprizele însă în democrație nu pot fi niciodată excluse. Ultima săptămână va fi cel mai probabil una cu puține atacuri la persoană. Pentru turul 2 nu sunt excluse însă și atacurile mai dure între cei doi candidați care vor rămâne în luptă. O atenție deosebită o vor acorda aceștia și alegătorilor care nu au votat cu alt candidat în afară de ei. Claus Iohannis are o problemă de compatibilitate care ar trebui rezolvată în cursul zilei de luni în sensul de a se da un indiciu despre proces. Dacă însă se va confirma ordinea sondajelor. Cred că fiecare dintre candidați va căuta nu să-i convingă pe partizanii adversarului, ci să-și convingă potențialii sprijinitori să iasă la vot în număr cât mai mare. În campania electorală, de regulă, oamenii nu se prea răzgândesc între alternative foarte diferite. Primul tur de scrutin va avea loc pe 2 noiembrie, în al doilea tur care va avea loc pe 16 noiembrie se vor înfrunta primii doi candidați care au obținut cele mai multe voturi. Noul șef de stat își va intra efectiv în drepturi după ce Traian Băsescu își va termina mandatul, ultima zi de președinte al României pentru actualul șef de stat fiind 21 decembrie.